oamenii care sunt plătiți să protejeze țara, să protejeze tinerile și copiii din România, sunt ineficienți. Nu reușesc să găsească o soluție. În România, din păcate, oamenii săraci există doar în statistici. Ei se regăsesc în proporție foarte mică în programele de guvernare ai ultimilor 30 de ani. Însă, ceea ce este revoltător este că acești oameni cu venituri precare devin vizibili doar în campaniile electorale, atunci când îi se oferă acele sacoșe ale umilinței și multe promisiuni neonorate. În consecință, România a rămas ultima țară europeană atunci când vine vorba de nivelul de trai. Care este cuvântul pe care îl auzim cel mai adesea când vorbim în România de sistemul de educație, de sistemul de sănătate, de asistența socială sau de dezvoltare culturală? Subfinanțare. De altfel, subfinanțarea este un fapt care ar putea defini toată istoria noastră recentă, indiferent de ce partid s-a aflat la guvernare. Sănătatea a avut întotdeauna bugete insuficiente, iar criza sanitară din ultimul an ne-a arătat cu vârf și îndesat acest lucru. Polițiștii și judecătorii corupți ajung să ofere uneori protecție infractorilor și nici de cum cetățenilor cum se cade. Și tocmai de aceea ajungem să ne pierdem încrederea în autoritatea statului. În România încă sunt școli cu WC-ul în curte, iar asistența socială este văzută ca un fel de pomană guvernamentală, nici de cum o formă de echilibru social și economic specific guvernelor responsabile. În realitate, în România, nu lipsa de bani este principala cauză, pentru că bani există, ci folosirea celor nevoiași, fie în scopuri electorale, fie în interes financiar. Altfel spus, cronicizarea sărăciei este sursa de venit constantă pentru cei fără Dumnezeu. Și atunci, de ce ne mirăm că o țară ca a noastră ajunge să fie campioană la trafic de persoane? Astăzi, la Dispăruți fără urmă, vom vorbi despre un sistem social disfuncțional, dar și despre acei oameni care, deși i-au căzut victime, au reușit să se ridice și să meargă mai departe. Noi trăim în medii. Dacă aceste medii funcționează, familiile funcționează, vecinătățile funcționează, atunci devianța este foarte scăzută. În momentul în care ecosistemul acesta începe să se degradeze și începe un proces de disoluție, toate încep să se dezintegreze și atunci intervine o dezinserție, o desocializare, o deculturalizare a celor care trăiesc în societatea respectivă, care poate să cuprindă anumite arii din mediu și care poate să ajungă inclusiv în mediile familiale. Încep să ai familii disfuncționale, familiile disfuncționale creează oameni disfuncționali, oamenii disfuncționali creează la rândul lor, deci se intră într-un cerc vicios în care trauma creează traumă, răul creează rău, delinvența creează delinvență. Și atunci problema noastră ar trebui să fie, bun, dar cum am ajuns aici? De unde am plecat? Unde am ajuns? Și care sunt cauzele pentru care ecosistemul social, atât de fragil, dar atât de necesar, în care ai încredere, în care ai cooperare, dispare? Există un procentaj
de cel puțin 10% de mame care trăiesc la un nivel critic de sărăcie. Critic de sărăcie însemnând că dacă dăm jos din picioare, mă rog, încălțămintea care a fost gândită în secolul 20 și mergem în casele lor unde am putea da jos și, să spunem, dacă este consola de electricitate, ne întoarcem în secolul 14-15 fără nicio reținere. Mame care își duc viața așa cum au învățat din moș strămoș, dar care sunt efectiv înghițite de nevoile pe care un venit minim pe economie, o alocație de stat sau un serviciu mult prea prost plătit în zona, în zona Moldovei nu le acoperă sub nicio formă. Cu cât crește numărul de copii într-o familie, într-o astfel de familie, cu atât mamele noastre sunt nevoite să lupte efectiv pe viață și pe moarte pentru a grijii copiii. Ionela este o tânără de 18 ani. A avut o viață grea, plină de neajunsuri. Luată din familia ei naturală, din cauza sărăciei, Ionela a crescut într-un orfelinat din Râmnicu Vâlcea și astfel a intrat, fără voia ei, într-o lume violentă, lipsită total de umanitate. Dată dispărută de din 4 noiembrie. Nu, doamne, nu. Acum două zile a fost acasă. Păi ne-a dat o veste foarte bună atunci. Să mergem să vorbim cu bunicii. Mergem și vorbiți. Vă mulțumim foarte mult. Aici locuiesc bunicii Ionelei. Acesta este ultimul loc de unde a plecat pe 4 noiembrie, așa după cum știm, cel puțin oficial. Ionela, la fel ca și Petru, nu a acceptat cu ușurință statutul de copil al nimănui. Provenind dintr-o familie disfuncțională, care trăiește la limita subzistenței, Ionela a ajuns să fie dată în grija statului. De 2 ani ea locuiește la centrul de plasament Ana din Râmnicu Vâlcea. Viața ei nu a fost nici aici una ușoară. Bună ziua! Nesiguranța, agresiunea colegilor, lipsa de interes a personalului au determinat-o să fugă în mod repetat și să se refugieze la bunicii materni. Din nefericire, niciun judecător din țara asta nu va accepta ca acest copil să fie dat în grija bunicilor. Sărăcia Lucie, vârsta înaintată, sunt principalele motive pentru care Ionela nu va putea părăsi prea ușor, din perspectiva legii, centrul de plasament până la vârsta de 18 ani. Ce ne puteți spune despre această fată, Ionela, care iarăși este dispărută? Minora a fost adusă în centru în urmă cu 2 ani. Într-adevăr, ea a fugit ultima dată în 4 noiembrie, cum spuneți dumneavoastră. Nu a fugit de la noi din centru. Era găzduită la bunic, unde ea dorește să se întoarcă.
urma să facem demersuri în vederea reintegrării fetei în familia extinsă respectivă a bunicului. Nu știm motivul pentru care a plecat de acolo, pe noi ne-a anunțat bunicul că a părăsit domiciliul. Din informațiile pe care le are și acesta, se pare că s-ar fi întors mama din străinătate și ar fi plecat cu mama undeva în alt județ. Noi am sesizat poliția conform procedurilor legale. În încercarea de a o găsi pe Ionela, am plecat la centrul de plasament Ana. Nu am fost primiți, iar șefa centrului a acceptat cu greu să ne vorbească despre acest caz. Spuneți-ne ceva despre Ionela. Ce fel de copil este? Este un copil care a avut o viață destul de grea, tumultoasă, putem spune. Deci cazul a intrat în atenție în ianuarie 2017, la sesizarea fetei, prin care a reclamat faptul că era neglijată. Echipa de la primăria locală au constatat cele relatate de ea erau adevărate sau susținut și astfel a fost adusă în sistemul de protecție. Ea a fost adusă în centrul de plasament, unde se află și în acest moment, unde ar trebui să se afle. Celelalte surori au fost încredințate unor asistenți maternali profesioniști. Nu am aflat prea multe despre Ionela de la aceia care o au în grijă și am hotărât să o căutăm noi. Așa am ajuns în satul Roiești, unde locuiește tatăl fetei. Alo! Da? Ce faci, fă, Cuscră? Ce faci? Ce să fac, ce faci? E sănătoasă? Băi, Cuscră! A plecat pe Ionela de la Lenuța. A plecat Ionela de la Lenuța, de la voi, după aceea. Da. Când a plecat? Da. Păi, nu știu, dacă e patitul la voi, că venea în cuta să ia alocația și vrea să vorbească ceva cu ea. E la Vâlcea? Bine, de-aia vreau să te întreb. Îmi dau numărul telefon al ei, să nu știu dacă răspunde mie. Cu mine a vorbit, nu mai rețin săptămâna trecută, dar nu mai rețin când. Bun, asta e o veste bună pentru noi, pentru că se întâmplă atunci. Mi-a zis că e la maică sa. Ionela, unde ești, mă? Unde te plimbi? Unde? Unde? În ce loc te plimbi? Unde ești la școală? Unde? Unde la școală? Fii atentă că tu ești căutată. Vine astă seară să te văd dacă ești tu la Vâlcea. Da? Nu mai ești la Argeș? De când ai plecat tu la Argeș? Și de ce nu te-ai dus? De ce te caută la școală la Vâlcea pe tine? Plecăm din satul Roiești cu o veste bună. Ionela trăiește. Pe de altă parte, suntem dezamăgiți. Din 4 noiembrie, nimeni dintre instituțiile statului, mă refer la cei de la Protecția Copilului, dar mă refer și la Poliția Română, nu au reușit să afle unde este Ionela. Echipa Televiziunii Române a reușit să facă acest lucru într-o jumătate de zi. Am găsit-o pe Ionela acasă la mama ei. Ceea ce este revoltător este că această fată a anunțat Direcția de Protecție a Copilului Vâlcea încă din 3 noiembrie că refuză să mai stea în centrul Ana și că a decis să plece la familia ei. În tot acest răstimp, cei responsabili de soarta acestei copile nu au căutat-o. Nu i-au dat nici măcar un telefon ca să se asigure că este în viață. Nu au făcut decât să se acopere din punct de vedere legal, anunțând dispariția la poliție. Noi ne întrebăm, de ce refuză această fată să se reîntoarcă în orfelinat? De ce ar fugi cineva dintr-un loc în care îi este bine? Am să vă spun o poveste. O fată a fugit dintr-un centru de plasament din orașul Râmnicu Vâlcea. De ce? Fiindcă refuzase să se prostitueze.
O fată mai mare din această instituție o bătuse, îi luase banii și o trimitea la produs. Totul sub privirile angajaților centrului care nu interveneau. Ba mai mult, tot aici, orice copil își poate cumpăra o escapadă în oraș cu un pachet de țigări sau cu 10 lei. Din nefericire, nu este ficțiune, ci pură realitate și putem proba această afirmație. Din păcate, încă se mai întâmplă așa ceva în România lui 2019. Acesta să fie motivul pentru care directorul DGASPC Vâlcea, Nicolae Badea, nu a dorit să vorbească cu noi? Ionela a hotărât să ne împărtășească nouă tot ceea ce nu a putut spune celor din centrul Ana. Iar noi sperăm ca cei responsabili de suferința acestui copil să plătească pentru incompetența lor. În centrul ăla se întâmplă foarte multe. Prostituție, foarte, foarte multe. Deci personalul văd că nu ia nicio, cum să vă zic eu, dumneavoastră, nici o alegere, nimic, se facă ceva împotriva asta. Se întâmplă mult, degeaba mă roagă ei pe mine să mă duc să stau în centru, eu nu mai pot să stau în centrul ăla. Deci nu mă duc. Când spui prostituție, despre ce vorbești? Cine vă împinge să faceți asta? Sunt fete mai mari pe acolo, care duc fete la nume și bărbați. La prostituție, să prostitueze pe bani sau mai multe cele. Ai pățit așa ceva? Da. Cu colega care acum este arestată. Și te-a obligat? Da. Colega care acum este arestată, da, m-a obligat. Doamnele îngrijitoarele știu de toată treaba asta? Da, știu. Dar ca să nu pice dânsele, dau vina pe mine, pe altele, pe altele și așa mai departe. Nicolae Badea este și astăzi directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Numele lui este legat de multe scandaluri de corupție date în vileag de presa locală din Râmnicu Vâlcea. Din păcate, autoritățile, poliție, prefectură, primărie, nu au luat în seamă acuzațiile de corupție semnalate de jurnaliști, păstrându-l în continuare în funcție. Dar indiferent de pasivitatea autorităților, un lucru este sigur. Ionela a trăit un coșmar inimaginabil în timp ce se afla în grija instituției pe care Nicolae Badea o conduce de atâta vreme. Și fără să ne temem că greșim, Nicolae Badea are pe conștiință întreaga suferință a acestui copil și cu certitudine nu numai a lui. Am regăsit-o pe Ionela după 2 ani alături de soțul ei și de cei doi băieți gemeni ai lor, născuți de Sfinții Mihail și Gavril. Chiar dacă societatea românească nu i-a oferit nimic, în afară de umilință și dezinteres, Ionela încearcă să își construiască o viață așa cum trebuie. Povestește-ne ce s-a mai întâmplat după aceea. Deci, practic, tu ai venit și nu te-au mai adus înapoi. Te-au lăsat în pace. Da, a venit poliția de la Peșteana și m-a adus în... M-a făcut dus ăla, hârtile. Da? Le-am făcut cu bunicul meu, dar până să decedeze. Bunicul tău a murit. Da. Când am fost noi să filmăm sus în deal acolo, unde n-am găsit pe nimeni acasă, el era. Da. Și mai era și bunica. Da, da. Bunica mai trăiește? Da, trăiește. Ar trebui un ajutor de început, practic, să... Da, să ne ridicăm. Să vă ajut să începeți de undeva. Să puteți să ne ridicați și noi, să puteți să facem ceva, că un ajutor decât eu cu nevastă mea și cu doi copii, singur nu pot, singur nu am posibilitatea. Nu mai e să lucrez, eu să stau acasă cu doi copii, mi este greu și mie. Stai un sus singur, în cameră. Nu puteți lucra pentru că nu aveți ce să lăsați copiii. Da. Aici eu stau jos, aici pe salteaua de acolo, de spate. Da. El doarme aici, eu dorm cu copiii în pat. E foarte greu. Ne face cu schimbul, că se trezește unul, se trezește și altul.
Statisticile sărăciei din România sunt dramatice. Peste 6 milioane de cetățeni români, aproximativ o treime dintre cei care mai locuiesc în țara lor, trăiesc într-o sărăcie cruntă. Și dacă tot vorbim de statistici, conform barometrului social din 2020, un copil din 10 se duce nemâncat la culcare, iar fiecare al treilea copil este parte a unei familii expuse riscului sărăciei. Un sfert din populația României are WC-ul în curte și își duce traiul de pe o zi pe alta. La Iași am întâlnit un om, pe părintele Dan Damaschin, preot la maternitatea Cuza Vodă, care încearcă prin campanii umanitare susținute să ofere ajutor material și sufletesc acelora care se află într-o situație materială dificilă. Iată, venim pe un an de criză sociomedicală, în care tot am trâmbițat că facem educație online, când marea parte a acestor familii nu au electricitate. Media de copii în familiile noastre pe care le monitorizăm este undeva 5-6 copii pe familie. Avem, desigur, și familii în care unul din părinți nu mai este printre noi, sau familii în care ambii părinți au plecat la muncă peste graniță și nu s-au mai întors la copii. Și copiii au rămas fie la bunici, fie... La o bunică bolnavă și lipsită de orice posibilități materiale în cazul de față, așteptând cu disperare 100 de euro trimisă din Paște în Paște de mama sau tatăl plecați peste graniță, fie la o rudă apropiată care, la sărăcia din casa ei, a adăugat încă multă sărăcie de la copiii care i-a primit cu drag spre a-i îngriji. Și așa ajungem la un număr impresionant doar în județul Iași și câte puțin din județele învecinate, Botoșani, Neamț, Vaslui și Suceava, număr de 9.000 de copii în evidență noastră în programele actuale, care gândim noi, îmbrăcați fiind la început de an școlar, în sezonul rece de nașterea Domnului și în sezonul de primăvară de învierea Domnului, având ce trebuincioasă, cel puțin pentru a merge la școală, atunci vor căpăta puțină demnitate, puțină speranță și vor face cât mai multă școală, școală care să le permite cumva să priceapă altfel și pericolele acestei lumi și problemele la adevărata lor semnificație. Care este venitul dumneavoastră pe lună, cu 4 copii acasă? Venitul de alocație, atât. Nu alocația muncesc. Copiilor? Da. Ce înseamnă asta? Asta e venitul meu, deci am dat... În jur de câți bani? De 10.700.000, cam așa. Cu 4 copii mici? Da. Am înțeles. Și veniți aici la... La domn preot Damaschin. La părinte Damaschin. Da. Și ce puteți lua de aici? Cu ce vă ajută? Cu alimente, cu pampers, ne ajută. Și veniți săptămânal? Nu, odată la o lună. Și de unde veniți? Din satul Vlădiceni. Și câți kilometri sunt de la Vlădicem până aici? Cam vreo 20. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Adevărul este că vorbim de o catastrofă umanitară în cazul de față. Catastrofă pentru că vorbim de sute de mii de suflete condamnate să trăiască un mod de viață total inuman, dar și din punct de vedere al unei politici de stat, pentru că am
condamnat la desființare zestrea genetică acestui neam. Atât timp cât românii noștri se prostuiază sau cerșesc în afară, înseamnă că nici noi, românii din țară, nu ne putem aștepta la un bine pe termen mediu și lung, întrucât, oricât de hărnicuți și isteți am fi noi în instituția statului, în firmele noastre, peste ani de zile intrăm obligatoriu într-un colaps, pentru că nu va avea nici cine să ne țină în spitale, să ne schie bazinetul, nici cine să ne, eu știu, învețe copiii la școală sau să ne sape groapa. Dumneavoastră ați avut serviciu până acum? Nu. Da. Eu am avut, un loc de muncă, am avut la Iașitec, la Săsătura. Și ați rămas fără loc de muncă? Da. Și ați rămas fără serviciu? Da. Și n-ați avut nicio locuință? L-am avut. Soția a plecat, n-am fost. Eu m-am despărțit de prima soție. Da? Am venit, eu Oseșean, Eșean, născut, crescut în Iași. Am fost la Botoșani, am despărțit frumos, am împărțit copiii. M-am luat cu altcineva. Și copiii nu vă ajută? Nu. Mai știu de dumneavoastră? Unul singur, a venit acum 2 ani. A venit din altă țară, mi-a dat 10 lei și mi-a dat mâncare. Și a zis că pleacă și nu mai vine. Și nu mai venit. Unde dormiți noaptea? Aici. E singura persoană care eu o ajutat și vine permanent la oamenii ăștia necăjiți, din Sfânta Cruce, să vă cred, o ajutat. Prea nu se mulți. Găsește niciun om care niciun să om. Le dea un loc în care să stea în căldură? Exact. Nu există, pentru că cine se strădește prea mult, are puterea de a face Larisa multe face lucruri. Larisa face cât poate, dar exact. Sunt exact. Alții care ar exact. Putea să facă mai mult. Exact. Deci există un lume care, hai că vreau să te duc la un centru de, dar dacă ei nu pot, că ei știu condițiile care sunt acolo la centru Ciaruseti. Ce se întâmplă acolo? Acolo nu vor Am ei pentru că... Am întrebat mai mulți oameni nu vor, și pentru fug că... efectiv, nu vor să meargă acolo. Preferă să înghețe afară decât să meargă în centrul ăla. Pentru Ce că... se întâmplă în locul ăla? Pentru că acolo dimineața nu se umblă cu alcool, băuturi da. Alcoolice. Da. Deci ziua pleci, dimineața pleci, vin numai noaptea. Îți faci tu singur de mâncare, îți cauți tu singur de mâncare. În timpul zilei? La... Da. Și trebuie să fii acolo noaptea? Și noaptea, da. Dacă vii băut la centru, te dau afară de acolo. Care-i problema dumneavoastră? Ce traduceți voi, mă? Nu vă supărați! Nu vă supărați! Stați dumneavoastră iarna să aveți grijă de ei și de picioarele lor? Stați dumneavoastră să le crape picioarele, să dea în ulcer? Domnii sunt cu mine. Am rugămintea să-l întrebați pe Florin cine sunt. Ei, cine e Florin sau cine hahaule? Domnul Mantu, deci... Păi, te rog frumos traducerea lui domnul. Domnul colonel, hai, vă rog frumos. Ei, și ce din ambalez, băi, la... Nu, Mantu, lăsa. Hai, domnul colonel. O, să... Thank you.
Larisa Budnaru a avut o experiență de viață traumatizantă. S-a prostituat, a fost traficată de propriul soț, a fost răpită în plină zi dintr-o stație de tramvai, a trecut prin bordelurile din Germania și Italia. Ce s-a întâmplat în acea zi? Lucram la un băruleț de la noi din cartier. Dar, din păcate, am dat de băiatul ăla de banga ta. Mi-a zis frumos, tu vii cu mine. Tu, începând de azi, ești a mea până în momentul în care bărbatul tu îmi dă datoria. Din păcate, oamenii ăștia când umblă, nu umblă niciodată singuri, umblă în haite. Umblă câte doi, câte trei, câte patru, merg câteodată la intimidare, dar câteodată sunt puși acolo fix cât să te ia pe sus și să te bagi într-o mașină. În mașină alte 17 fete. Într-un microbuz, adică? Da. Și, practic, v-a luat așa cum erați îmbrăcată și... Da. Drum direct în Germania? Da. Ați ajuns în Germania într-un bordel? Da, în Nuremberg. Am rezistat fix 8 zile. Și ce s-a întâmplat după aceea? Nu făceam banii, nici măcar minimul de un client pe zi. Patroana respectivului bordel a anunțat pe băiatul care mă dusese acolo. Și am fost mutată de acolo spre apartamentele aparținând unui cunoscut traficant de carne vie din Germania, un bloc destinat acestei afaceri. Cine era această persoană? Un domn din Brăila. Tot român? Da. Un domn din Brăila care este cunoscut pentru modul violent de a-și subjuga victimele. Pentru că omul ăla, în momentul în care refuză un client, te calcă în picioare. Dacă l-ai refuzat pe al doilea, deja ești bătută cu canturile de curea. Dacă îl refuzi și pe al treilea, exact ca și în cazul rețelei proaspăt destructurate, nu te bagă cu capul în cadă, te bagă cu capul în WC-ul și strage apa. Dacă cumva îi mai faci alt soi de probleme, există riscul să nu te mai ridici de jos. Și acolo am cunoscut o altă victimă. O victimă care a avut tăria și retenia de a scăpa. Și aparent a fost adusă înapoi cu ajutorul statului român. Pentru că fata, în momentul în care a scăpat, a făcut toate demersurile necesare ca respectivul să fie închis. Dar, din păcate, au fost trimise ei scoadele să o aducă înapoi după ce se înregistrase pe numele lui o plângere. Și fata a fost adusă înapoi, iar jucăria ei de pluș a fost arsă pe față. Și ați reușit să fugiți? Am reușit cu ajutorul unui înger păzitor care m-a învățat cum să fugă. Pur și simplu mi-a spus să fac ce vor ei, iar în primul moment când se aduce o fată nouă sau în momentul în care văd că este toată lumea liniștită, că paznicul de la ușă are treabă, că fetele sunt ocupate, că vin clienți noi, că toată lumea e agitată, atunci să prind momentul și să cer bani de ceva ce ei știu că îmi place. Iar la mine plăcerea cea mai mare e coloratul, desenatul și scrisul. Și înainte de închiderea magazinașului din vecinătatea noastră, am început să mă bat cu fundul de pământ, că vreau. După ce, timp de o săptămână și ceva aproape două, fusesem cea mai cuminte fată, nu făcusem scandal, acceptasem clienții, primisem feedback pozitiv, adică cumva începusem să mă dau după ei ca să ajung la scopul meu, acela de a fugi. Am reușit, am fugit într-o benzinărie. Din benzinărie am fost preluată de un echipaj de poliție. De echipajul de poliție am fost dusă direct în autogara de acolo, din Nuremberg. Mi s-a explicat șoferului în germană situația, pentru că apucasem să zic că în blocul respectiv mi s-au întâmplat destule rele și nu vreau decât să mă duc acasă. Știu engleză. Nu vi s-a cerut o declarație, nici o mărturie? Nu, dar în schimb, cât eram în blocul respectiv, a venit un echipaj de poliție, de-al lor, cu un domn care vorbea româna și cu un domn care vorbea germana. Pe domnul care vorbea româna, în aceea seară
La 9 dimineața a venit la noi. Ne-a luat declarațiile conform cărora noi stăm acolo de bunăvoie. Iar seara l-am văzut în preajma traficantului la o altă colegă de-a noastră. Poliția locală, cel puțin, își făcuse datoria, măcar formal. Da. Știa da, de existența bordelului, dar practic îl accepta pentru că toată lumea declarase că accepta acest lucru. Da. Și practic a doua zi a fugit. Practic în aceea zi am fugit. Aha. Astăzi Larisa își spune povestea cu demnitate, încercând să atragă atenția asupra lipsei de empatie a celor care ne conduc. Este impresionantă puterea acestei fete de a dărui celor în dificultate tot ceea ce nimeni nu i-a oferit ei. Sprijin, căldură sufletească și sentimentul că nu ești singur. Ce înseamnă o zi din viața ta? Ce faci? Mă trezesc cu noaptea în cap. Beau cafeaua. Mă apuc, curăț legumele, le bag în apă, le las până pe la 90 și după aia încep ușor-ușor să prepai câte un fel, câte două, depinde câte, ce disponibilități am în ziua respectivă. Te ocupi de persoane fără adăpost. Fără adăpost. Da. Îi hrănești practic în fiecare zi. Da. Deci te trezești dimineața și le pregătești mâncare. În ce clasă ești acum? A 10-a. Deci vrei să-ți termin studiile mai tine. Da. Apoi ce gânduri ai? În drept, psihologie, criminalistică, campagi. Au existat doi piloni în conștiința umanității, sau eu aș spune două turnuri de veghe. Unul fiind legea lui Dumnezeu, altul fiind legea impusă de stăpânitor. Atunci când acești stâlpi, acești piloni sunt prezenți real în viața omului, autoritatea statului și moralitatea religioasă creează un sistem de valori care la rândul lui poate determina un mod de viață armonios în societate și relații umane firești. Dacă acești stâlpi se erodează sau sunt sabotați unul de către altul, ajungem fie la o dictatură, așa cum s-a întâmplat în acel jumătate de veac în care am trăit o parte dintre noi, care l-am prins, sau putem ajunge la fundamentalism, ceea ce se întâmplă în zona orientală, talibanismul și alte forme de, exces religios. La noi, în România, am sentimentul că de 30 de ani acești doi piloni sunt dinamitați sistematic. Sistematic și din afară, dar și de cai troieni pătrunși pe diverse canale, astfel încât omul să nu se mai teamă nici de Dumnezeu și nici de lege. În schimb, ajung altfel de mesaje și sunt penetrante mult mai mult altfel de mesaje. Există un autor destul de cunoscut, Fukuyama, Marea Ruptură. El arată acolo că în momentul în care în SUA, de asta s-a ocupat, Marea Ruptură, de țara în care este rezident, în momentul în care a avut loc acolo revoluția sexuală, din anii 60-70, s-a constatat și o disoluție a normelor care asigurau cumva un nivel mic al delinvenței, al actelor deviante. Și cred că ceva similar, nu atât de sistematic și nu evident același lucru, revoluția sexuală, să spunem,
Dar prin expunerea repetată la niște mesaje care îți confirmă că totul e permis, comportamentul dezinhibat al unora care oricum ar fi înclinați să fie agresivi sau să fie, hai să zic așa, prădători ascunși, în momentul acela efectul este de dezinhibare. Adică tu practic îi dai la o parte acele mici bariere, limite, pe care le mai avea un astfel de, o astfel de persoană. Și dacă mai adaugi, deci pe lângă acest efect dezinhibator al mesajelor dominante din media, dacă adaugi la asta degradarea socială, faptul că tu nu ai un proiect de viață, nu ai o perspectivă, nu ai un loc de muncă de multe ori, adaugi la asta și consumul de alcool. Toate lucrurile astea concură ca să obții după aceea astfel de comportamente care îți eliberează nu ceea ce ne-am așteptat, ci eliberează un monstru, practic, social. Traficul de persoane, disparițiile inexplicabile de copii, traficul de organe, cerșetoria și sclavia modernă sunt efectele proastei guvernări de 30 de ani. De 30 de ani, România este țara care exportă cele mai multe persoane traficate din Uniunea Europeană. Sărăcia și lipsa de educație ne-au adus în punctul în care copii și tineri sunt exploatați sexual sau transformați în sclavii unor traficanți fără Dumnezeu. Cine reușește să scape din mâinile lor, rămâne cu traume greu de vindecat. Stimați politicieni, vechi sau noi, vă simțiți responsabili pentru destinul acestor oameni? Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.